Aproximativ 30 de persoane din cartierul Buzoian Nicolae Titulescu, care nu se pot întreține singure și nici nu se pot deplasa, primesc hrană zilnic de la cantina bisericii Cuvioasa Parascheva. Acest serviciu umanitar se face cu ajutorul voluntarilor din parohie. Eu am gândit să fac această cantină, întrucât, cu toate că acest cartier Titulescu este locuit de oameni cu posibilități, totuși sunt mulți oameni, mai ales bătrâni, care au foarte multe probleme. De aceea am gândit să fac și o cantină socială pentru a veni în întâmpinarea acestor oameni pe care nu are cine să-i ajute. Și ne-am gândit, întrucât mulți din acești oameni nu se puteau deplasa, să le ducem mâncare acasă. În acest sens, în nenumărate rânduri, am anunțat în biserică să vină oameni care să se ofere, să vină să preia mâncarea de aici, să o ducă acasă, acelor oameni care, în general, nu puteau să se deplaseze. Deși la noi voluntariatul se află abia în fază de pionierat, s-au oferit suficienți oameni care s-au angajat în această lucrare. Am dat mâncare la aproximativ 32 de persoane. A variat între 28 și 34 de persoane. Întrucât aici mai vin și oameni care, neavând unde să facă o pomenire acasă, ne cer acest spațiu, ne-am dat seama că trebuie să avem neapărat un grup sanitar aici lângă cantină. Cantina a fost renovată și modernizată de curând și au fost făcute și schimbări care să permită desfășurarea unor activități gândite pentru credincioșii din parohie. Funcționarea a fost întreruptă pentru o perioadă de timp și va fi reluată odată cu reînnoirea tuturor avizelor necesare. În toată această perioadă de pauză, activitatea social-filantropică nu a fost întreruptă, iar persoanele aflate în atenția preotului paroh au primit hrana zilnică de la cantina seminarului.